Dacă n-ar fi iarnă și stratul acesta gros de zăpadă, în spatele blocurilor din Iernuțen te-ai simți că la iarbă verde. Spațiile îngrădite de unii locatari arată chiar și pe timp de iarnă ca niște grădini de zarzavaturi. De fapt, așa sunt. O parte însă au profitat de verdeața de lângă blocuri pentru a-și îngrădi un mic spațiu de relaxare. Băncuțe, o masă, poate și un loc de grătar. Plantele trebuie să fie și ele impresionante pe timp de vară. Sperie, dar sârma ghimpată care împrejmuiește unele spații, de obicei ea se utilizează pentru a ține la distanță trecătorii. Și ne întrebăm ce au de protejat atât de valoros aici, locatarii. Coșul vechi de gunoi arată clar că pe aici n-au mai trecut autorități de ceva vreme. Dacă am fost surprinși de ce am văzut până acum, atunci mai departe suntem stupefiați să găsim o adevărată curte cu o mașină parcată chiar lângă bloc. Imaginea grădinițelor de după blocuri impresionează, pe unii favorabil, pe alții dezgustă, mai ales dacă se uită la starea blocurilor. Adică ar spune unii trecători avem spații verzi, dar tencoia la blocurilor lor stă să cadă pe alocuri. Pe, oamenii s-au apucat și grădit. Pentru ce? Pentru grădini, aici țin animale, câini. Suntem mai mulți pensionari și au ocupație vara. Că sunt grădini aici în spate, ala e altceva, în spatele garajelor, dar aici în față... S-ar pune problema de plata unui impozit? Probabil, dacă ar plăti impozit, n-ar mai fi grădin. O perdeață, o, una alta. Deci, fiecare care poate își pune, plantează. De... Cui a venit ideea? Asta e idee veche. E de 30 de ani, adică de când sunt blocurile. Unora nu le place. Da, sunt de acord. Poate nici mie. Că și eu am grădină. Da. Da. De unde e ideea? Dar păi de unde? Știți că e scump acum tot și omul mai bine face o grădină și are recolta lui. Dar, din păcate nu prea stă, că fură copiii și lumea asta, știi cum e. Vecini nemulțumiți din cauza asta? Nu, sunt mulțumiți toți. Noul președinte al Asociației 8 Iernuțen, spune că i-a anunțat pe locatar că vă desfințează grădinile încă de astoamnă, dar i-a lăsat să-și adune recolta. Motivele desfințării sunt de ordine estetic, de prevenirea unor accidente, dar și de ordin legal. Putem vorbi aici de ocupare abuzivă a domeniului public. În urma discuțiilor avute și cu Consiliul Local și cu cei care sunt la conducerea orașului vor dispărea de anul viitor, din primăvară, cu ajutorul ele. Eu aparțin de fapt spațiului verde care există în jurul blocului și trebuie amenajate corespunzător, nu pentru a face agricultură sau pentru parcări sau știu eu ce mai există în preșmuiri în jurul blocului neautorizate. Majoritatea oamenilor sunt de acord cu desfințarea acestora. Nu sunt estetice, ca să spunem așa, și chiar prezintă un pericol pentru inclusiv copii, care se pot înțăpa în garduri, în tot felul de, nu știu, dorim să amenajăm și niște parcuri de joacă pentru copii, bănci, mărirea spațiului verde, plantarea unor tui, pomi, avem sprijinul celor de la spații verzi în această privință. Desfințarea grădinilor din spatele imobililor este o primă schimbare în cartier. Noua conducere a asociației își mai propune ca fiind imperios necesare schimbarea canalizării și reabilitarea blocurilor.